Salutare leilor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, după cum vedeți, ne aflăm în bucătărie. O să facem o să vă învăț cum să faceți o porție de paste perfect. Nu e adevărat, nu o să vă învăț nimic. O să fac niște paste pentru că mă întreba nevastă mea ieri, adică ne întreba pe mine și pe Alex ce să vă fac de mâncare. Bă, zic, fă niște paste, că nouă pastele ne plac la nebunie. Și zic, fă niște paste, păi cu ce? Cu ce vrei tu, că nu contează. Pastele se fac în 100 de feluri, în 1000 de feluri. Și după aia mi-a venit ideea, bă, zic, stai, ia, nu mai fă tu nimic, că lasă că face Ricci. Ricci iese în bucătărie. Și mă zic, ce să fac, ce paste să fac, am să facem niște spaghete cu sos. Atât, normal, nu știu, sau vrei facem cu carne măcinată, ceva gen, sau numai cu sos. Nu, numai cu sos. Facem deci pastele simple, eventual nu ne întindem acum, o să continuăm seria asta cu Ricci în bucătărie și o să mai facem câte ceva. O să vin și eu în bucătărie, o da, să fac ceva. Mie îmi place foarte mult să gătesc, nu mă pricep așa de bine, dar nu mor de foame, adică orice mă pui să fac, eu îți fac, în felul meu, e adevărat, că nu iau rețete nici de la Scărlătescu, nici de la Gordon Ramsay, nici de la nimeni. Ce am învățat eu așa, de-am mai furat de la nevastă mea, de pe YouTube, de pe la televizor, că urmăresc v-am emisiunile ăștia tip Șef la cuțite, Masterchef și alea. Le faci ale tale, rețetele. Da, deci ce avem nevoie pentru asta? Asta e bucătăria noastră de aici, din Anglia, unde locuim, nu e cine știe ce. Deci ce avem nevoie în primul rând? În primul rând avem nevoie să ne curățăm suprafața de lucru și pentru asta avem nevoie de șervețele și un detol, un dezinfectant. Dăm un pic pe aici așa. Asta e masca cu care am fost la cumpărături, dacă nu ne lasă să intrăm în magazine fără mască. Nici în România, cred că nu-i voie. Ok. Curățăm suprafața de lucru, zic. Nu o să fac cum face Gordon Ramsay în 10 minute grătim. Nu, eu o să fac în timpul meu și după aia l-a editat Alex, o să taie, o să facă. Așa, și deci la pastele simple, la spaghete, ele odată fiartă, ce începe să clocotească apa, ele sunt gata cam în 7-8 minute. Așa. Depinde de pastă, da, de schimb de pastă. Sucul de roșii eu las să fiarbă mai mult, tip o oră, dacă e numai suc de roșii, dacă e și cu carne, chiar până în 3 ore, cum se face sucul ragu cu carne. Voi nu o să vă țin după mine 3 ore ca să vedeți cum, sau o oră cât ăsta. Cât o să fiarbă sucul, de ce îl fierb așa de mult? Pentru că cât îl fierb mai mult, cu atât își pierde din aciditate. Deci nu mai e așa de acru sucul. Bun. Ce ne trebuie? Ne trebuie oală, cât de cât înaltă, că dacă facem spaghete și punem o oală atâta, nu așa. Nu ne intră spaghetele cât de afară. Cât înaltă, deocamdată o lăsăm acolo, începem cu sucul. Ne trebuie o oală de gel, așa, ceva. O punem la foc. Pic de ulei. Da, oala pentru suc, depinde cât suc vrei să faceți. Aici ai sertarul cu condimente și ceaiuri. Scobitori. Scobitori. Și scobitori, da. Punem un pic de ulei în tigaie. În tigaie, în cratiță, în cerâi. Așa. De aici, ăsta-i sertarul cu orez, făină, zahăr, alte condimente, alte ăștia făcut de nevastă mea pe aici. Bun, de aici deocamdată nu ne trebuie nimica, ne trebuie ceapă. Aș fi putut să iau ceapă gata congelată, gata tăiată, dar zic hai să facem cu ceapă să tai eu, ca să mă vedeți și în acțiune cât de maestru sunt la tăia ceapă. Ah, dar înainte de ceapă, o ceapă, ne ajunge o ceapă, înainte de ceapă, avem nevoie de un cățel de usturoi, dacă îl găsesc, l-am găsit, îl scoatem acum, nu mult, și am să vă arăt cum fac eu la paste, usturoiul. Stilul italienilor. Da. Ok. Și luăm doi câini de usturoi, cuțitul. Ok, deocamdată ăsta micu, hai să-mi iau tocătorul. Ok. Să-l curățăm. Între timp, ar trebui să dau drumul la gaz. Ok, am dat drumul și la gaz. Mai bine se încălzește și uleiul. Se încinte uleiul, da. Apa pentru paste nu are rost să punem acum, pentru că durează mult sucul. Sucul, da. După ce pregătesc sucul de roșii, îl pun la foc, o să... Mie îmi place foarte mult usturoiul la paste, dar nevastă-mea nu prea suport, așa că nu fac exces. Eu, dacă vă uitați aici, mi-am luat și din ăsta așa, usturoi în granule, usturoi praf. Nu e foarte grozav, dar eu îmi pun, după ce face nevastă mea pastele, eu îmi pun în farfurie acolo mai mult, pentru mai mult gust. Dă un gust în plus. Da, ea nu prea suportă
usturoiul. Bine că nu prea merge la orice fel de pastă usturoiul, dar la ăsta merge. Ok. Acum, luăm cuțitul mare, cuțitul meu, ăsta e cuțitul cu care mă descurc eu cel mai bine, ăsta mic deocamdată nu mai avem nevoie de el. Și ce fac? Îl presez puțin usturoiul așa, atâta, așa, și-l arunc înăuntru. Bun, între timp tăiem și ceapa. Aruncăm cojile și tăiem ceapa. Nu mă chinui să o tai măruntă-măruntă, dar cât de cât. Cam așa tăiem ceapa. Ha? Pentru că oricum, dacă dau focul mic când fac ceapa, ea aproape că se dizolvă, se face o cremină, un fel de cremă. Deci usturoiul l-am pus acolo doar ca să aromatizeze un pic ăsta, zi, uleiul. V-am zis, asta nu e un tutorial, nu vă zic să faceți cum le fac eu, eu așa le fac, că mie așa îmi plac. Ok, o lingură de lemn avem nevoie? Avem pe aici, avem pe aici ceva. Amestecăm un pic în... Deja miroase usturoiul. Se simte, da. Se simte. Simți și voi, nu? Se simte până acolo. Un pic, nu trebuie să-l ardem. Dar nici să lăsăm crud, pentru că oricum îl scoatem. Deci le facem simple, am zis, da? Da, da. Ok. Scoate usturoiul. Ăsta e usturoiul, un pic, un pic așa rozolat. Și-a făcut... Treaba. Treaba. Luăm ceapa și o punem... Oala sarfanta și o punem aici. Așa. Dar ce mai întâmplă la bucătărie? Să te lucrează okay. Cu uleiul. Iau foc un pic mai mic. Amestecăm un pic în tigaie. Aveam și un capac la oala asta. Da, aici. Avem aici. Ok. Focul e dat mic. Între timp, mergem afară să mai luăm un ingredient. El cățel în așteaptă, după cum vedeți, să iese afară. Vă scot un pic și în curte. Asta e curtea noastră, nu vă arăt deocamdată pentru că o să facem un videoclip numai cu așa ceva. Și avem aici busuioc pus în ghiveci de nevastă-mea și ne trebuie câteva frunze de busuioc ca să aromatizăm pastele. Mie îmi place la nebunie. Bă, eu când am văzut la italieni, când am văzut prima dată că folosesc busuioc, mă întrebau ei. Bă, dar voi nu folosiți busuioc? Bă, zic, noi folosim busuioc, dar zic în biserică. Zic, folosește popa la sfințiză, noi mâncare nu prea. Sau... Mă rog, nu știam eu că se folosește, pentru că erau deja în România care folosesc așa ceva. Ok, îl spălăm un pic. Are un gust foarte puternic busuiocul și dă o aromă foarte, foarte faină la paste. Între timp, trebuie să ascut eu un pic cuțitul. Și ăsta vine pus la sfârșit busuiocul. La sfârșit, da, nu-l pun de acum că n-are rost să îl punem de acum, că fierbând își pierde... Busuiocul, vă zic că italienii îl mâncă și prin salate. Da, și prin salate, salată de nu știu așa, ce. Așa, crud cum e. Busuioc, da, da, da. Planta de busuioc care a zis afară era mai mare, dar nevastă mea folosește foarte mult busuioc la mâncare și ăștia sunt lăstarii ce au dat după. Era mult mai mare planta. Ok. Da, folosește și la mâncare, și la salate, și peste tot. Bine, și sănătos. Ok, ar trebui să ajungă pentru asta. Să între timp să vedem ce mai face ceapa. Ceapa se călește. Bun, ideal ar fi fost să folosim roșii proaspete. Dar... Durează foarte mult să le faci. Durează mult să fac, așa că o să folosim din alt sertar, o să luăm ciope de tomatiu, adică roșii tăiate în bucățele. Ceapa se face, eu zic să punem totuși apa la foc. Luăm niște apă, când cred eu că sucul e aproape gata, dau focul la mare, când cred că sucul mai are încă 10 minute ca să fie gata, dau focul la mare la apă și numai bine se termină pastele odată cu sucul. A, și la felul ăsta de paste, eu folosesc tot timpul grana padano sau parmigiano reggiano, pentru că e foarte bun. Problema e că aici se găsește doar la Lidl și azi mi-a polene să vă duc până acolo. Așa că o să folosim la gata doar ce avem prin casă, adică avem niște cheddar,
de ăsta vinuros. Da, brânză gălurasă care e destul de ok. Nu e ca parmigiano reggiano, adică parmezanul cum spun românii, dar e ok. Deschidem și ochiul ăsta, luăm la mic, punem capacul, deschidem cățelul, intră cățelul și acum ne mai uităm o dată la ceapă. Tu se prindă. Zici că nu vrei să facem cu carne măcinată. Nu, nu, simplu, simplu. Bun, ok. Acum să mai așteptăm încă vreo 5 minute ca să fie gata ceapa, călită bine, după care o să punem pasta de... nu pasta, că nu e pasta, sunt roșiile în bulion. Asta folosesc cam tot timpul, ori așa ceva, deci roșii tăiate bucăți, ori roșii întregi în bulion. Rar sau aproape niciodată nu folosesc sucul de roșii, pentru că ce găsim aici nu prea e ok ca gust, e foarte, foarte acid. Mai găsim ceva prin borcane de borcane, dar este un fel de suc ragu ăla. Ah, nu, 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 nu-mi plac alea. Au, da, au englezii tot felul de sucuri gata făcute cu... Da, nu, 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 nu sunt ok. Am găsit simplu, am găsit din ăla. Da, dar tot nu e conservat, da, și da, da. Care bag ei până alea, nu, nu mi-e ok. Prefer să fac eu sucul ăsta. Era ok și mai ok dacă erau făcut cu roșii proaspete, dar asta e. Durează mult și nu e vorba de preț, că nu e chiar așa de scump, dar... durează mai mult. Bun, așteptăm încă un pic. Ok, hai să vedem ce mai face ceapa. Ah, a început să călă... Ah, între timp am mai tăiat o ceapă pentru că mi-am dat seama că e foarte puțină. Era de ajuns ceapa pentru două porții, dar face mai mult și cât mâncăm acum și pentru mai încolo. Apa am pus-o, după cum ați văzut, deja la foc. Se încălzește încet, încet. Dar să nu uităm ce e important. Sare pus în apă. De regulă folosesc sare mare, sare grunjoasă, dar nu am momentan în casă, așa că o să folosesc sare normală, sare iodată. Pun cam o lingură și jumătate de sare în apă. De ce se pune sare în apă? Pentru că sarea în bucate, cum știți și voi din folclorul românesc, e foarte bună și în apă, deci își face treaba și aici. Pentru că dă savoare, o luasem pe italiană, dă savoare paselor. Chiar și la pastele dulci, deci când folosiți, eu știu, mâncați macarane cu gem sau macarane cu zahăr, inclusiv atunci se pune sare în apă, pentru că fără, dacă nu pui sare în apă, în momentul când pastele sunt fierte, au un gust fad așa în gură. Deci am pus sarea, punem capacul, focul e la mic aici, ceapa cred că e gata. Deci vă aduc aminte, eu nu vă învăț să faceți paste. Pur și simplu mi-e foame și îmi fac eu mie. Și vă arăt cum mi le fac eu de obicei. Desfacem conservele de roșii în bulion, le punem aici. După cum vedeți, nu e suc de roșii, sunt roșii tăiate. Ok. Să vedem dacă avem două, dacă nu mai punem unul. Ok, și al doilea. Dăm foc un pic mai mare acum, amestecăm. Focul mai mare că deja am pus sucul da. De roșii. Cred că mai trebuie una. Mai trebuie una, nu? Da, da, da. De multă ceapă. O să folosim două pungi de spaghete. Hai. Păi avem aici, le scoatem afară deocamdată. Le pregătim. Da. Și mai luăm. Ok, punem și patria. Încet, că deja stupesc aici și mă omoară mumăta. Oricum, după ce termin de asta, trebuie să fac curat, că altfel vă zăpăcește nevastă mea. Le pun deocamdată aici. Pentru că bidonul de ăsta e afară. Ok, amestecăm. Și acum pepper, black pepper, piper negru. Aș mai fi pus mai mult, dar cum a zis nevastă mea, nu prea e cu ăsta. E, și aici mai avem un pic din ce am adus eu din Italia. Dar nu o să pun deloc din ăsta, pentru că mănâncă și nevastă mea, e peperoncino sau ardei iuți măcinați. Și uscați. Și uscați. Dar nu mă pot abține, un pic trebuie să pun. Foarte, foarte puțin trebuie să pui în ăla. Nu pun că mă moară mama ta, dacă vede o bobiță din aia acolo, zice că iar am făcut să mănânc numai eu. Ok. Sare. Avem sare din Himalaya, sare roz. E foarte... sărată. Am vrut să zic că e foarte ok la gust. E sărată, da. Eu nu știu, apă e mișto așa. Arată fain. Asta, da. Deocamdată ajunge.
Vă zic o chestie, eu folosesc din asta tot timpul, dar nu mai am. Am uitat să cumpăr și am furat de la cumnatul. Așa, sper că nu se uite la videoclipul ăsta. Cred că tocmai n-am să se uite. Așa. Amestecăm, sare și piper. Altceva nu pun. Mai pun busuioc cu... Altceva nu pun în sucul de roșii. Multă lume pune zahăr. Hai să trăim. Multă lume pune zahăr. E adevărat. Tocmai din ce vă ziceam la început, pentru că dacă nu lasă să fiarbă mult, vreun șervețel, el e foarte acid și atunci lumea pune zahăr. Eu nu pun zahăr, că dacă lasă să fiarbă îndeajuns de mult, nu mai ai nevoie de zahăr. El se îndulcește de la sine. Ok, capacul din nou. Și de acum, din momentul ăsta, dăm focul mai încet și așteptăm cam 45-50 de minute. Ăsta aproximativ o oră. Da. Ăsta e timpul care îl las eu, când mi-e foarte foame. De fapt, când mi-e foarte foame... Las 30 de minute. Cum bine, bine. Nu, dar de regulă cam o oră las când e așa simplu. Zic să așteptăm. Hai la. Și în timp ce așteptăm, ca să fac așteptarea mai dulce, Timișorean, beau o gură de bere pentru că astăzi sunt liber. Nu mai plec niciunde cu mașina și în timp ce aștept și duc conservelele afară la tomberon, zic să-mi trăiți leilor și la mulți ani. Ok, a trecut aproape o oră, sunt 55 de minute de când fierbe sucul de roșii, uitați-vă la el, arată iam. Dăm apa la mare. Din momentul ăsta, uite că și fierbe apa. Din momentul ăsta putem pune și pastele. Și acum? Pastele, spaghetele. Cum desfaceți voi pachetul de spaghete? Așa? Vă chinuiți cu ăsta, băgați cuțitul pe aici, luați foarfeca, tăiați. Vă zic cum le desfac eu. Uite așa. Te uiți? Vezi? Uite așa. Scurt. Și sunt desfăcute, gata. Un șoc și gata. După aia le-ai scos de aici. Și le pun, uite așa le pun eu. Că dacă le pun întregi, se culcă pe o parte. Le fac cam așa ceva. Și se lasă, se împrăștie. Și se împrăștie. Și acum, desfacem al doilea pachet, la fel. Okidoki. Ei, și ce am mai văzut, unele persoane pun ulei în apa de paste. Mare greșeală. Mare greșeală, nu se pune. Mai puneam, într-adevăr, și eu în alea românești, că alea românești sunt făcute din altfel de făină. Din făină normală sunt de fapt făcute. Pastele bune, pastele de calitate, normal se fac din făină de grâu dur. Nu știu ce înseamnă asta, habar n-am, mă întrebați, dar nu necesită ulei, adică nu se prind. Lumea punea ulei că zicea că se prind între ele. Nu, ăștia n-au cum se prind. Le amesteci un pic la început până când încep ele să fiarbă, să-și dea un pic drumul. Și ok, nu mai trebuie să pui ulei, nu mai trebuie să faci nimic ca la ele. Sucul de roșii aproape gata, eu zic să punem și busuiocul. E cam puțin tel, puteam să tai mai mult, dar acum e bun și ăsta. Oricum aroma se simte. Da, am pus și busuiocul. Măcar ăsta e de casă, busuiocul. Da. Bine, de casă cumpărat, adică am cumpărat planta. Da. Da, e da, nu e congelat, nu e proaspăt. În pungă, e proaspăt. Ok, punem din nou capacul, așa un pic. Nu-mi plac pasele, am văzut multă lume, mai ales în România, lasă pasele să fiarbă până se face muci acolo, nu. Mie îmi plac pasele mai al dente, adică un pic mai tare așa să le simt, bine, nu să cronțele în dinți, să fie crude, dar să fie mai dure, așa un pic. Să nu fie pireu. Da, să nu fie pireu. Ăsta trebuie. Storcătorul, îl punem, să ne pregătim de, mai amestecăm un pic în sos. Mamă, ce bine arată și ce gust bun are, l-am gustat înainte și mai fierbe încă vreo 3-4 minute până sunt gata pastele, o să fie nemaipomenit. Ok, hai să vedem dacă sunt gata pastele, că timp sting focul pentru că ele se coc oricum și din inerție. Așa. E ok, bun. Luăm mânușile, să nu ne ardem, golim un storcător. Ok, le-am golit în storcător. Următorul pas,
care îl fac eu. Vă repet, nu vă învăț pe voi, vă zic cum fac eu. Multă lume, după ce le stoarce, le spală. Părerea mea că e o greșeală, pentru că spălându-le, le iei tot, habar n-am ce le iei de pe ele, amidon sau ce le iei. Și în momentul când le-ai spălat, odată că se răcesc și pastele sunt bune fierbinți, adică atunci făcute. Și în al doilea rând, spălându-le, le iei chestia aia de pe ele, amidon, bănuie sau nu știu ce. Nu mai s-a lipit pe ele. Exact, alunecă sosul pe ele ca nimic altceva. Le-am stors, așa, le-am pus înapoi în oală. Le aducem înapoi pe foc, luăm un pic de ulei de măsline, pe el scrie că e extra virgin. Niciun ulei din comerț nu e ulei extra virgin de măsline. Și vă zic de ce, uleiul extra virgin de măsline înseamnă, ai luat măslina, ai adunat-o, ai dus-o la fabrică, ți-ai făcut uleiul și ăla e ulei extra virgin de măsline. Ăsta de aici e făcut cum? Au dus măslina la fabrică, au făcut ulei de 0,5-0,7 până în 1% aciditate, deci ulei foarte bun, ăla e uleiul extra virgin. După aia au luat ulei de 30 de grade, adică ulei foarte, foarte acid, 30 de grade aciditate, din care se face numai săpun, l-a amestecat cu ăsta bun, au adus ulei undeva pe la 12-13 grade, deci încă foarte acid, nu-i bun pentru consum, după care cu niște procese chimice l-au adus la iar din nou la 0,5-0,7 până în 1%. Ăla nu mai e extra virgin, odată ce ai început să-l prepari chimic și mai știu eu cum. Ulei extra virgin, cum aveam noi în Italia, că luam măslina, o adunam eu din copac, o duceam la fabrică și îmi dădea uleiul. Ăla e ulei extra virgin. Dar în lipsă de ăla, folosim și ăsta, punem un pic de ulei de măsline, amestecăm din nou în paste, dăm din nou drumul la foc, pentru că pastele nu erau chiar făcute, erau un pic, erau încă crude, luăm, adică iau, nu luăm, că voi nu lasă nimic, sucul de roșii și îl punem aici. Pentru că pastele trebuie să-și iau un pic de savoare din sucul de roșii. Așa că le lăsăm un minut, un minut și jumătate să se gătească împreună cu sucul de roșii. Le amestecăm. Le puteam lăsa și așa și să pui sucul de roșii în farfurie, dar nu. Sucul de roșii, dacă v-ați uitat și pe la emisiunile de bucătărie de ăsta, inclusiv la șefii noștri, la Scărpătescu, Bontea și la Dumitrescu, ei totdeauna spuneau, pastele trebuie cel puțin un minut să fiarbă cu sucul de roșii. Deci le scoți când sunt încă un pic crude și le mai pui un minut, un minut jumate pe foc cu sucul de roșii. Închidem ochiul mic, că nu ne mai trebuie. Ok. Le lăsăm un minut jumate, după care putem să ne așezăm la masă. Ok, am mai lăsat pastele 2 minute pe foc. Acum scoatem, sau cel puțin încerc să le scot fără să împrăștim toată bucătăria. Aici ce bine arată și ce bine miroase. Sper că se simte și până acolo mirosul. Un pic dis de usturoi, se simte busuiocul. Ok. Cum v-am zis, eu folosesc de regulă grana padano sau parmigiano reggiano ras, dar nu am găsit, așa că folosim cheddar de-a lor, care e destul de bun. Și ăsta, punem un pic, e cam mare, dar merge. Nu suntem la restaurant, ne amestecăm un pic să se topească un pic cheddarul. Și pot să vă zic doar poftă bună leilor și să ne vedem sănătoși la următorul videoclip. Ciao, ciao!